Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc că astăzi ați venit la conferința de presă organizată de Jandarmeria Argeș, cu cooperare cu Instituția Prefectului și cu domnul prefect, și vreau să-i mulțumesc pe această cale și special dumneavoastră, că sunteți lângă Jandarmeria Argeș tot timpul. Așa cum v-am promis și anul trecut, că procesul de achiziții continuă. Vreau să schimb tot parcul auto, deja l-am schimbat de la Jandarmeria Argeș și în trimestrul 2 am reușit să achiziționăm 5 Forduri și 2 Peugeot-uri. Am făcut la detașamentul mobil, fiecare schimb va avea cât un Peugeot, aceste 2 Peugeot și cu celelalte 2 mai vechi, care sunt de anul trecut, nu sunt foarte vechi, fiecare schimb va avea o mașină nouă. Iar aceste mașini Ford va merge la postul montan Cutea de Argeș, postul montan Rucăr, una va merge la detașamentul de conducte, iar celelalte 2 va merge la detașamentul mobil. De mâine o să le vedeți pe teren. Am reușit, dar nu am putut să aduc un echipament, un combilizon. Am dat comandă, deci luna viitoare, spre sfârșitul lunii, sper să ajungă pentru detașamentul mobil și grupele de intervenții. Combinizăm bocanci cu tot echipamentul complet, la o firmă, cred că e cea mai bună la ora actuală din România, nu vreau să-i fac publicitate. Am semnat contractul, am dat comanda, așteptăm luna viitoare, sper să le aducem. Cum o să le aduc? La următoarea conferință de presă o să vă prezint un echipament nou. Deci, Jandarmeria Argeș la ora actuală suntem dotați, putem face orice misiune, conform competențelor, bineînțeles. Oamenii au înțeles ce au de făcut, sunt mulțumit de ei și de mâine intrăm la treabă cu mașinile noi. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, să mă întrebați, să vă răspund vis-a-vis de parcul auto sau de altceva, cu mare drag vă stau la dispoziție. Vreți să vă uitați la mașini, vreți să vă uitați? Haideți mai aproape, acum voi. Sunt niște mașini performante. Nu, trebuie să... Te copozesc cu... Așa, altă viață. Așa. Altă viață, nu? Așa. Deci, sunt mașini performante, mașini... Jandarmeria Argeș trebuie să se mândrească cu parcul auto pe care îl avem acum. Și în special domnul comandant de detașament, nu eu în măsură. Și... Achizițiile va continua în trimestrul 3, în trimestrul 4, deci până la sfârșitul anului vom avea numai mașini noi. Ioane, pe partea alta, cât ești pe ea? Nu știu că intri în partea alta. Dă-mi voie să intru și-o dragă. Așa lângă domnișoara, dar de geamul în jos, pornește de geamul în jos. Păi cheile, să ne bage cheile în contact cu numele. Nu, cheile. Bac, puneți contactul și dați geamul de jos. Da. Așa. Nu te uită la noi neapărat. Nu știi când avem nevoie, da? Dacă se întâmplă ceva cu jandarmeria, a făcut adres, te băgăm cu poza asta și zicem prefectură. Tot trebuie să le facem rodaj, îți dai seama. Ioane, dai și o...
Nu.